În județul Gorj, activitatea de învățământ și cea legată de agricultură se va desfășura în două palate. Prefectul de Gorj s-a hotărât să mute activitatea inspectoratului școlar și a celorlalte activități educative la liceul numărul 5 și instituțiile din subordinea Ministerului Agriculturii în actuala locație a inspectoratului școlar. O să avem la nivelul județului Gorj două palate. Palatul educației. Și aici o să avem inspectoratul școlar cu toate celelalte instituții din cadrul Ministerului Educației, Casa Corpului Didactic și celelalte, care o să se mute din ceea ce discutasem cu dânsii și am obținut un aviz verbal, un acord verbal din partea domnului ministru Andronescu, se mute la, la liceul 5, acolo sus în clădirea reabilitată, la inspectoratul școlar, unde este acum inspectoratul școlar. Acolo aș dori să facem Palatul Agriculturii, să ducem toate instituțiile deconcentrate, agricole. Prefectul a luat această decizie pentru a ajuta cetățenii care vor găsi toate instituțiile în aceeași clădire și nu se mai plimbă de la o instituție la alta, dar și pentru a face rost de spații pentru angajați instituției prefectului. Colegii mei săraci lucrează în birouri mai mici, cu multe dosare, cu multă activitate și tocmai de aceea, în momentul în care colegii de la Camera Agricolă vor merge într-un locaj nou, de-abia așteaptă și colegii mei să aibă fiecare spațiul lui destul de ok. În Târgu Jiu au început acum câțiva ani și lucrările pentru construirea Palatului Muncii, dar proiectul a fost abandonat.